În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți Profesor, Preacuvioase Părinte, Preacucernici Părinți, iubiți frați și surori, gândul pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră în acest moment de sărbătoare, l-aș anunța sub această formă. Calea Sfântului Ioan Botezătorul și metodologia răului. Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o lecturându-se acum este generată de un eveniment prezent. De un eveniment prezent care inițiază apoi o relatare pe care aș zice, aș încadra-o într-o relatare de factură criminalistă. Pentru că până la urmă sau până la un moment dat, cea mai mare parte a textului Evangheliei de astăzi ne descrie un soi de mărturie, dacă vreți, mărturie de anchetă într-o crimă odioasă. Este o mărturie pe care însuși protagonistul acestei relatări sau acestui moment, mai exact acestui eveniment, o face. Evanghelia pornește de la această întrebare. Cine este Iisus Hristos? Cine își pune această întrebare? Irod. Cel care este autorul acestei crime odioase, așa cum am numit-o. Cine este Iisus Hristos? Și în textul pe care l-am ascultat de câteva clipe, ni se spune așa, ne spune Evanghelistul Marcu așa, că unii spuneau că este prorocul Ilie sau unul dintre proroci. Irod, cel care determină această relatare, ziceam, el zice altceva. Iisus este Ioan Botezătorul pe care eu l-am omorât. Acesta este răspunsul său. Eu l-am omorât și Dumnezeu l-a înviat. Și apoi vom vedea de ce avea și această credință. Pentru că atitudinea față de Ioan Botezătorul pe care o avea Irod nu era una întâmplătoare și este chiar surprinzătoare pentru unul cu o asemenea personalitate și de o asemenea reputație morală, aș zice, nu tocmai bună. Ce se întâmplă? Evanghelia de astăzi începe cu autodenunțare. Irod zice, eu sunt criminalul. Eu l-am omorât pe Ioan Botezătorul. Se demască pe sine. Eu aș merge un pas mai departe și aș zice că mai mult decât o autodenunțare este o spovedanie. Pentru că Dumnezeu așa vrea să scoată tot timpul ceva bun. Din orice situație, chiar oricât de rea ar fi, Dumnezeu vrea să scoată ceva bun. Aș zice că Evanghelia de astăzi pornește de la o spovedanie în limitele ei pe care o face Irod. Este de altfel o spovedanie generată de teamă. Este speriat că Ioan Botezătorul, cel pe care el l-a omorât, se întoarce. Înviază, se întoarce și poate să-i facă rău. Cum de altfel, în multe situații și în mentalitatea noastră există această idee că morții se întorc într-o formă sau alta și ne pot face rău, într-un mod spiritual, dar chiar și fizic. Dar aș zice că mai mult decât orice, nu este această teamă că răul se întoarce asupra lui, ci iarăși exprimând această dimensiune pozitivă, de fapt este biruința binelui și într-un fel chiar și Irod se bucură de această biruință binelui la care o să revin în partea finală, ca să confirm ceea ce am spus în acum la prima idee care se constituie într-o premisă a Evangheliei de astăzi. Ziceam așadar că Evanghelia de astăzi este generată de această autodenunțare. Cine este Iisus Hristos? Este Ioan Botezătorul pe care eu l-am omorât, așa zice Irod. Și apoi de acolo încolo se pornește această relatare, ziceam, de factură aproape criminalistă. Ce s-a întâmplat efectiv și cum Ioan Botezătorul a fost omorât la porunca lui Irod.
Aș zice că sunt trei momente importante care confirmă, zic eu, într-un fel, această încadrare pe care am făcut-o a fragmentului Evangheliei de astăzi. Mai înainte de orice, Sfântul Ioan Botezătorul îi spunea lui Irod limpede, cu vocea lui de tunet, de om de munte, hotărât, nemișcat. Nu ți este îngăduit să o ai pe soția fratelui tău de soție. El trăia într-un incest. Nu ți este îngăduit să o ai pe cea care a fost soția fratelui tău. Să o ai ca și femeie a ta. Nu ți este îngăduit. Acesta este cuvântul foarte puternic. Este un denunț puternic pe care îl face Ioan Botezătorul în fața imoralității lui. Și de ce am subliniat acest denunț? Nu ți este îngăduit. Pentru că noi trăim într-o lume în care ni se pare, sau cumva așa se propagă această idee, că totul este îngăduit. Totul se poate. Sub ce formă? În ce semn? În semnul unei presupuse toleranțe sau în semnul unei presupuse nediscriminări? Nu ți este îngăduit. Cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul rămâne foarte puternic. Nu este îngăduit orice să facem în această lume. Și apoi, cuvântul acesta este puternic pentru că demască rău și proclamă adevărul. Noi, în general, nu iubim adevărul, pentru că adevărul doare. Adevărul ne doare. Ce se întâmplă după acest cuvânt pe care Sfântul Ioan Botezătorul rostește așa de puternic? Ne spune Evanghelistul Marcu că în inima Irodiadei, adică cea pe care o luase de soție, s-a născut ură. Ca să vedem cum evoluează evenimentele. S-a născut ură. E un sentiment foarte greu în inima. Ai ură. Ură față de cineva. Ură care escaladează și se transformă în ce? În dorința de ucidere. Mi se pare că noi nu avem așa ceva. Că e departe de noi așa ceva. Dar de câte ori în mintea noastră nu urăm atât de tare pe celălalt când vrem să ucidem sub o formă sau alta. Zicem nu fizic. Dar de la mental, lăuntric, până la partea fizică nu e mare distanță. Și viața, din nefericire, în multe situații chiar mă dovedește. Ura care naște dorința de ucidere. Și zic eu mai departe, o situație care provoacă o atitudine. Și atitudinea e foarte grea. Pentru că cu atitudinea înseamnă stare. Stare lăuntrică. Cu ea trăiești. O situație înseamnă un eveniment scurt, un moment. Când cineva te supără, îți face ceva rău. Dar apoi, atitudinea sau starea care se naște din acel eveniment este foarte grea, pentru că este de durat, cu ea trăiești peste toți. Vine al doilea moment. Odată ce simți ura în suflet și dorința de ucidere, de ce mai ai nevoie? De un prilej. Ai nevoie de un prilej în care să se lucreze planul tău. Și zic eu că ceea ce se întâmplă în Evanghelia de astăzi este bine prevăzut pe linie psihologică. Lucrează psihologic. De ce? Pentru că Irodiada știe foarte bine pe Irod cel în cauză, îl știe foarte bine și îl știe ca om al simțurilor, om trupesc. Când e vorba de un om al simțurilor, îi dai mâncare, băutură și a prins trupul. Prin ce? Prin ceva lașciv. Prin ceva care atentează la echilibru fizic. Prin ceva care te dă peste cap. Care îți aprinde simțurile. Nici mai mult, nici mai puțin decât îți aprinde simțurile. Dacă el este omul simțurilor, cum ar fi putut să lucreze al minte decât să-i stimuleze simțurile prin ce? Printr-un dans lașciv. Fica ei, tânără, frumoasă, probabil sumar îmbrăcată, așa cum se întâmpla și atunci ca și zilele noastre, sumar îmbrăcată, vine în fața lor la petrecerea zilei de naștere și dansează într-un mod, să zicem, mai puțin cum se cade, mai puțin cu minte. Și bineînțeles că Irod, ca un om al simțurilor, se aprinde și ce face omul când se aprinde? Nu mai are echilibru. Nu mai gândește logic, nu mai gândește bine. Și spune, fac orice pentru tine, cere orice, până la jumătate din împărăție. Câți n-au fost că și-au pierdut casele dintr-un moment de genul acesta? Au cedat. Presiunea simțurilor a fost atât de puternică încât au cedat. La fel de cât se face și Irod în Evanghelia de astăzi. Așadar, vorbim aici de
Această tendință care era atunci, dar poate la noi, în zilele noastre, mai mult ca oricând, ar zice, de erotizare a lumii. Totul trece prin simțuri și prin partea trupească. Nu mai poți să-ți cumpere o mașină, nu mai poți să mănânci ceva, dacă nu e bine elementul erotic în toată campania, în toată propunerea pe care ți-o face societatea în sensul acesta. De ce? Pentru că atunci când intervine acest element, echilibrul omului este dat peste cap. Și voi sublinea mai târziu de ce echilibrul omului este dat peste cap. Așadar, a avut nevoie de un cadru și a mai avut nevoie de ceva. De ceea ce aș numi intuiția prilejului. Să simți lumea. Să simți că poți să faci ceva. Zic acum în sens negativ, bineînțeles. Să simți că acum este șansa să-ți împlinești planul de a ucide pe Ioan Botezătorul. Și apoi vine cel de-al treilea moment în care gândul tău, starea ta lăuntrică, o transformi într-un act public. Act public, într-un cadru, aș zice, legal, ca să nu fie discuții. Dacă Irod este atât de aprins și promite atât de mult în fața prietenilor săi care era acolo, era momentul. Bineînțeles că vorbim totuși de o oareșcare onoare și a vremii, și dacă el a promis ceva, nu mai putea să dea înapoi și știau foarte bine ce spune. Și atunci, fata se sfătuiește cu mama ei, ce să ceară? Putea să ceară, auziți, jumătatea din împărăție. Zic eu, omenește, vorbim. Ai fi putut răi mult și bine cu bogăția pe care o avea, fără să mai faci nimic toată viața. Dar nu am făcut acest lucru. Am luat acela. Am avut capul Sfântului Ioan Botezător. Am avut nevoie de un cadru legal și crima se întâmplă. Adevărul este pus la colț. Pentru că Sfântul Ioan Botezător însemna glasul adevărului. Spunea, nu ți este îngăduit. De câte ori nu facem și noi acest lucru? Când cineva ne spune un adevăr care doare, îl punem la colț și încercăm oricum să ne delimităm de el și dacă se poate să-i punem pumnul în gură, iertați-mi exprimarea, nu tocmai elegantă, frumoasă, dar de multe ori se întâmplă din nefericire lucrul acesta. Și într-un fel dosarul este închis, este clasat. Crima s-a săvârșit și toată lumea, zicem noi, este mulțumită. Nu toată lumea era mulțumită, pentru că aici vedem, ziceam, această dorință a lui Dumnezeu ca să-i aducă pe toți la pocăință, inclusiv pe Irod, pentru că el nu este liniștit. Poate ceilalți au fost liniștiți, nu știm, dar oricum Irod nu era deloc liniștit. Trei idei foarte repede vreau să le subliniez, pornind de la această relatare, a zis, de factură criminalistă. Primul, Irod, în ciuda reputației sale, nu tocmai pozitive, avea o atitudine frumoasă față de Sfântul Ioan Botezătorul. Paradoxal. Citim în Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 20. Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt. Și l-o crotea, auziți? Se temea știindu-l bărbat drept și sfânt și l-o crotea. Ba mai mult decât atât, zice, ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta. Îl asculta cu drag. Deci el, cu siguranță, n-a avut niciun moment în gând acest plan ca să-l ucidă. Pentru că, vedeți, îl considera un drept sfânt și l-a ascultat cu drag. Foarte frumoasă descriere. Ce subliniez? Ce vreau eu să subliniez aici? Că, dincolo de reputația proastă, răul nu este iremediabil. Sau, mai degrabă spus, omul, niciun om nu este dat spre pierzare. Oricât de răi ar fi în această lume, Dumnezeu vede partea frumoasă și scoate în evidență partea frumoasă. Pentru că așa a fost cu Duhul la început bun. Răul a avut mai târziu. Noi ne judecăm foarte tare unii pe ceilalți. Dacă de 99 de ori cineva ne face bine și odată ne face rău, îl includem în categoria răului. Categoric. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu, din potrivă, să leagă dacă 1% din viața lui a făcut ceva bun, să leagă de acel lucru bun și așa l-arată pe om. Nu al minte. Dumnezeu iubește pe om mai mult decât să poate iubi, bineînțeles, el însuși și mai mult decât toată lumea l-ar putea iubi la oaltă. Dumnezeu caută să-l scoată din acest rău care el trăiește și rău care se transformă într-o stare, o boală cronică din care, din fericire, nu mai putem să ieșim cu ușurință. Aceasta este metodologia lui Dumnezeu. Îl vede pe om frumos chiar în răutatea lui. Pentru că îl vede așa cum era el la început sau cum ar putea el să devină. Dumnezeu nu-și schimbă dragostea în funcție de comportamentele noastre. Și aici aș merge mai departe și aș zice, metodologia noastră este aceasta. Alipește-te de bine. Când stai față în față cu un om, caută binele și frumosul din el. Nu căuta răul din el.
Caută binele și frumosul, încurajează-le binele și frumosul pe care îl vezi și o să fie el însuși surprins de atitudinea ta și o să-și schimbe viața. Dacă pe un copil pe care îl ai și nu este tocmai cu minte, toată ziua îi spui că tu nu ești în stare, tu nu poți, tu ești ticălos, uită-te la fratele tău, uită-te la sora ta, mai știu eu lucrurile, cum să se îndrepte? Leagă-te de lucru bun și după ce te-ai legat de lucru bun, îndreaptă pe celălalt. La prima dată vezi lucrul bun care se întâmplă în omul pe care l-ai în față. A doua idee. Se refere la omul carnal, omul trupesc. În cazul nostru este vorba de Irod, tot de Irod. Și aici aș merge un pas mai departe și aș evoca ideea pe care deja am spus-o. Avem de a face o erotizare a lumii pe toate canalele, deschis calculatorul, deschis telefonul, peste tot, oameni sumari îmbrăcați într-o formă sau alta, care te incită la ce? La simțurile să fie atât de aprinse, încât dacă simțurile sunt aprinse, omul nu mai gândește logic. Aici e problema. Ziceam Patericu, un părinte, cu orice patimă să lupți, dar de desfrânare să fugi. Asta înseamnă să nu creadă cineva că este mai puternic decât trupul când vine vorba de această patimă a desfrânării. Cu desfrânarea nu stai de vorbă. Când stai de vorbă, din start ai pierdut pentru că ești mult mai slab decât ea. Se vede și ca fascism. Pentru că aprinderea trupească atât de mult dezechilibrează rațiunea omului când nu mai este în stare să aibă nicio atitudine. Folosesc o expresie iarăși destul de nepotrivită, dar ca să fie totuși puternică. Cine se lasă dus de această aprindere a simțurilor, se întâmplă cu el ceea ce se întâmplă, cum se spune, ca oul la șutiere. Nu mai poți face absolut nimic. Nu mai poți face pentru că ziceam încă o dată, rațiunea nu mai are putere. Ce se întâmplă? Tocmai de aceea se întâmplă această erotizare a lumii, pentru că omul nemai având putere e foarte ușor de condus. Se întâmplă o manipulare în masă tocmai din această pricină, pentru că totul se lecturează prin simțul. Mănânci bine, bei bine, îți dai simțurilor tot ceea ce ele au nevoie. Și aici acolo noi zicem că suntem liberi, că facem ce vrem. Dar din momentul acesta nu mai suntem liberi deloc. Pentru că suntem dependenți de ceea ce se întâmplă în fața noastră, de ceea ce noi consumăm până la urmă, într-o formă sau altă. Și din nefericire, poate, nu poate, este necesar, cred că, să subliniem și din fața Sfântului Apon, că pornografia și toate celelalte care se întâmplă fac mari probleme în lumea noastră. Și mă refer aici la tineri și nu numai la tineri. Și nu se mai pot rezolva cu ușurință. De aceea, încă o dată, subliniez această idee. Cu orice patimă putem lupta, dar cu desfrânarea nu. Când vine ispita de desfrânare, ea trebuie înlăturată dintr-o dată. Aminte cu siguranță că de în mrejele ei. Și cea de-a treia idee, într-un fel revin la momentul care a generat această relatare a uciderii Sfântului Botezătorul și pe care o numeam spovedania lui Irod. Spovedania lui Irod. Pentru că el spunea, ziceam, ceilalți ziceau că Iisus este Ilie sau unul dintre proroci. Irod zicea, nu. Iisus este Ioan Botezătorul pe care eu l-am omorât și pe care Dumnezeu l-a înviat. De ce l-a înviat? Pentru că el știa, era drept înaintea de Dumnezeu, era sfânt, era impecabil. Și eu l-am omorât. Și știa că dacă era sfânt, avea toate criteriile, să zicem. Îndeplinea toate criteriile ca Dumnezeu să-l învieze. Se întâmplă două lucruri aici în viața lui Irod în acest moment, cred. Pe de o parte, răul îl bântuia. Și aș face și această paranteză. Orice crimă, într-o formă sau alta pe care noi o facem, le va bântui mai târziu. Și fac paranteza, făcând trimitere, dar fără să insist asupra acestei crime pe care am zice, aș numi un național, a avortului. Orice crimă pe care noi o facem ne va pântui într-o formă sau alta. Nu pentru că ne pedepsește Dumnezeu, ci pentru că ne infectăm cu răul. Când te infectezi cu răul, îl ai acolo. Nu te mai poți vindeca cu ușurință. Și săvârșirea răului se întâmplă ca și un bumerang. Vine înapoi. Știți cum e bumerangul? Îi dai drumul și vine înapoi la tine. Deci el se temea de Ioan Botezătorul pentru că răul vântuia ceea ce făcuse el, crima, sângele pe care îl vărsase, striga împotriva lui. Și apoi vine partea a doua pe care eu aș conveni această teamă pe care el o are. Aș conveni-o în ceva pozitiv, ziceam.
Faptul că El zice în gura tuturor, în văzul tuturor, în auzul tuturor, eu l-am povestit. Este o spovedanie frumoasă. Eu l-am povestit. Nu s-a ascuns. Și vedeți că nuanța prin care exprim această crimă odioasă pe care El a făcut-o este cu totul asemănătoare. Este quiz de pocăință. Hai să zicem așa. Este quiz de pocăință. Eu l-am povestit. În acest moment, judecata care îi se întâmplă este mai ușoară decât vina morții. Și de ce zic lucrul acesta? Pentru că dacă Ioan Botezătorul, așa cum credea el, a înviat, asta înseamnă că el nu mai era până la capăt vinovat de moartea lui, pentru că era în viață, nu? Și noi când facem un rău, Doamne, dar dacă aș mai putea întoarce timpul înapoi cumva, sau să mai pot rezolva ceva, nu? El cumva înțelegea acest lucru că poate să rezolve. Chiar dacă el a fost autorul crimei, dacă Ioan a înviat, însemna că judecata care se întâmplă acum este mai mică, mai puțin dureroasă decât crima odioasă pe care el a făcut-o, decât vina morții pe care el o simțea. Și ziceam că această atitudine are iz de pocăință. Și acesta este gândul cu care doresc să rămânesc astăzi. Că ziceam la început că meditația pe care doresc să o fac mărturisire cu dumneavoastră se referă la calea Sfântului Ioan Botezătorul și la metodologia Reului. Dacă până acum am vorbit despre metodologia Reului, acum mă refer la această cale a lui Ioan. Calea lui Ioan este pocăința. Este începutul, sfârșitul și, dacă vreți, întreg conținutul predicii sale. Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Pocăința ca și actul de dragoste înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși ne primește, iar noi nu putem decât să intrăm în această lucrare pe care Dumnezeu o inițiază față de om. Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Adevărul este cea mai mare dovadă a dragostei. Amin.